Intervalul calendaristic 18-22 aprilie integrat prin calendarul Ministerului Educației și Cercetării, în ceea ce reprezintă săptămâna altfel, a fost un prilej minunat pentru toate unitățile școlare de a organiza o diversitate de manifestări extracurriculare, dar și de a-și promova școala și activitățile acesteia. Marți 19 aprilie, la Colegiul Tehnic Miron Costin a fost organizată și Ziua Porților Deschise, când elevi și profesori ai unității liceale au prezentat grupurilor de colegi mai mici din școlile gimnaziale, realizările unității școlare vizitate și oportunitățile oferite de aceasta. Profesorii pot opta pentru continuarea studiilor la liceu, clasa 11 și a 12, astfel încât pot obține și diploma de bacaloriat. La nivelul liceului avem implementate 3 proiecte la nivel național, 3 concursuri la nivel național, dintre care cel pe tehnic, concursul infotehnica, care s-a desfășurat ieri la noi la liceu. Am avut 100 de lucrări participante, dintre care aproape 140, dintre care 100 ale elevilor, din peste 12 județe ale țării. Instruirea practică pe parcursul celor 3 ani, respectiv școală profesională, 4 ani la liceu, se desfășoară atât în atelierele din școală, care sunt dotate corespunzător, dar și la agenții economici, începând cu clasa 10-a. Avem contracte de parteneriat cu agenții economici, care spre sfârșitul celor 3 sau 4 ani de școală, își aleg și am reușit să angajăm elevi la acele firme. Și cei mai buni elevi ai claselor terminale au fost de un real folos în prezentarea condițiilor oferite de un colegiu care reprezintă un nume pentru școala romașcană și nemțeană. Eu, pe lângă diploma de bacalaureat pe care o veți primi și o diplomă de atestat în domeniul pe care dumneavoastră vi l-ați ales. Eu, de exemplu, când voi termina, voi primi, după ce voi prezenta o lucrare de atestat, o diplomă care îmi va da această denumire de tehnician în activități economice și cu care mă voi putea angaja la o firmă pentru a ține contabilitatea primară. Este un avantaj din punctul acesta de vedere, dacă doriți să mergeți la o facultate și, așa cum v-am spus, doriți să aveți bănuți de buzunar, această diplomă vă dă șansa de a vă angaja. Conducerea școlii a subliniat implicarea unității școlare în diverse parteneriate educaționale interne și internaționale, prilej de conectarea școlii românești la principiile și valorile unei școli de tip european. La testa de competențe profesionale, e important de asemenea să subliniem faptul că avem tot felul de parteneriate, atât în plan local, județean, național, cât și în plan internațional. Încercăm să colaborăm atât cu unități școlare, cât și cu alte instituții, de la Banca Națională a României și până la instituții din alte țări, tocmai pentru a veni în sprijinul elevilor. Aici ne propunem să formăm viitori factori decizionali ai unei societăți frumoase, așa cum o dorim cu toții, societatea românească. Prin urmare, implementăm tot felul de activități formale, non-formale, care să dezvolte abilitățile de viață ale elevilor. Spre exemplu, în septembrie 2015, tocmai s-a încheiat un parteneriat cu 5 țări, un proiect multilateral Comenius, în cadrul căruia elevii noștri, alături de cadre didactice, au putut, pentru un timp, să se alăture sistemului educațional din Grecia, din Turcia, din Italia, din Lituania. Schimbul de practici a fost extraordinar, atât pentru elevi, cât și pentru cadre didactice. Până la urmă, ne raportăm și noi la ceea ce înseamnă tendințe în educația europeană. E important să ne pregătim pentru viață, ne știind pașii unde ne vor duce. Vom fi pregătiți atât pentru a ne insera pe piața muncii din România, cât și pentru a ne insera pe piața muncii europene și în învățământul european. Se cuvine să aduc mesajul unei absolvente a Colegiului Tehnic Miron Costin, care se va întoarce peste câteva zile la noi în școală. Ea în aceste momente susține cea de-a doua disertație, încheie cel de-al doilea masterat în Polonia, o elevă care a terminat aproape cu media 8, un elev obișnuit, ca voi, ca noi, un elev cu potențial, care va lucra la Consiliul Europei și care se întoarce cu drag în școală de câte ori are ocazia. E doar unul dintre exemplele cu care ne putem mândri, alături de copiii care în aceste zile participă la fazele naționale ale olimpiadelor școlare. Avem participanți în acest an atât la Olimpiada Națională de Turism, cât și la construcții, la religie catolică, dar și elevul care e foarte aproape de noi și care va participa începând de mâine la concursul național Made for Europe.
în cadrul căruia se valorizează produsele obținute în urma proiectelor cu finanțare europeană. Școala românească trebuie să fie în concepția dascălilor ei un mediu favorabil nu doar de instrucție, ci și de educație, prin descoperirea valorilor și aptitudinilor pe care le are fiecare elev, aptitudini ce trebuie canalizate spre dezvoltarea personală a acestuia. E important să înțelegeți că educația este cea care ne face oameni, educația este cea care contează, așa încât opțiunea voastră trebuie să fie una înțeleaptă. Ce nu v-au spus elevii este că, într-adevăr, milităm pentru diversitate. Noi considerăm că elevii sunt buni și foarte buni, că interesele lor contează cu adevărat, că există un talent în fiecare. Așa încât avem tot felul de cercuri și cluburi școlare, de la cercul multimedia până la cercul de creație, până la echipa de fotbal feminin, până la cercul de geografie, până la cercul de lectură buchiniștii și nu mai continui cu toate parteneriatele. Obișnuim să facem voluntariat, obișnuim să mergem la azil, obișnuim să mergem la centrul în care se află copii cu diferite dificultăți, cu diferite nevoi, unele mai speciale decât altele. Încercăm să consolidăm de fiecare dată un parteneriat pe care îl vrem a fi solid cu lumea. Cu lumea din primul cer, cu lumea romașcană, cu lumea nemțeană, cu lumea în întregul ei. Organizarea fiecărui colectiv didactic și de elevi în vederea atragerii viitorilor absolvenți de gimnaziu către un anumit liceu depinde enorm și de felul în care fiecare unitate liceală reușește să-i convingă pe viitorii absolvenți de șansele pe care le oferă pentru viitorul profesional al acestora.